Prag și Leo se va duce rapid. Nu se va duce rapid. Nu se va duce rapid. Priviți cum este în acest moment. Alaziz rămâne 1 versus 2. Foarte riscant ce face Demi acum. Cred că... Ia să vedem acum, este Jason din librărie. Important este ce face Leo și... O, Leo, Jason, bine, cum să nu verifice, nu înțeleg. Da, Leo a jucat bine, per total. Interesant. 3-0 pentru NW cu o rundă forțată, deci din ce... Leo l-a omorât pe centru, pe wicket, iată un glonț. O grenadă dată de... Da, încă un frag făcut de Leo. Încercați să vă feriți de Leo. Ar fi planul meu pentru această rundă. Foarte slab au jucat IGG la această rundă. Tactic mă refer, s-au băgat. MTZ. Poziție excelentă. MTZ s-a băgat între timp până s-a apucat să dau pe el și a făcut două fraguri cu Eagle-ul. Bomba este în zonă. White a intrat X-ul mic, a încercat să le vină în spate pe culoarul... I-a mai dat un headshot acolo, Reusol, vine foarte bine MTZ pe la spate. El care este omul cel mai important. Cred că va face frag. A, da, foarte bine atras. Și White rămâne singur și acum este știut. Totuși, nu, va da o diffuse cei din... A rămas MTZ singur, 1 contra 2, Dani linia 5, B la mijloc, la Tero. Un frag superb al lui MTZ, un reflex extraordinar și B. Și cred că a fost o greșeală aici pentru B. MTZ era clar că știe de el acolo în centru. Da, am impresia că cei din Tech nu știau unde este MTZ, că Dani cred că a fost puțin surprins acolo. Oricum un clutch bun pentru MTZ și prima rundă pentru Alliance.